Bună ziua, vă salută Tatiana. Tot mai des pe canalele de YouTube apar anumite lucrări cu acest tip de flori, precum aplicații. De aceea eu astăzi m-am hotărât să încercăm pentru dumneavoastră, doamne începătoare, această floricică, care apoi o puteți folosi în diferite lucrări ale dumneavoastră, precum aplicații pe o bluziță, pe o căciuliță, la o gentuță, indiferent la ceea ce doriți. Eu voi folosi croșetul cu numărul 3, firul Bravo de culoare verde în mijloc, iar apoi floricica va fi făcută de culoarea în care doriți dumneavoastră. Voi începe cu un ochi de lanț pe care nu-l voi închide prea mult, nu-l voi strânge prea tare. Pornind de la acesta, voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Iau firul pe croșet. Voi intra în corespondența primului ochi de lanț. Voi extrage firul. O dată, firul pe croșet. A doua oară, firul pe croșet. A treia oară, a patra oară și a cincea oară, firul pe croșet. Ajuns în acest punct, vom trece cu croșetul prin corespondența tuturor firelor și vom închide. Practic, vom face un punct puf. Acum fac din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț și mă întorc exact în corespondența primului picioruș și voi închide totul cu fir alunecat. Deci, în felul acesta am realizat mijlocul. Acum voi continua cu firul de altă culoare. Deci, eu voi pune roșu pe l-am aici, la îndemână. Iau firul, voi trece prin acest prim picioruș cu fir alunecat, după care, purtând cu mine acest capăt de fir, de jur împrejur, în corespondența celor trei ochiuri de lanț, de la început, voi face 1, 2 și cel de-al treilea picioruș scurt, după care mă întorc pe partea cealaltă, unde sunt următoarele trei ochiuri de lanț, care am coborât în jos și voi lucra din nou 1, 2, 3 piciorușe scurte și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt. Deci am făcut practic mijlocul și acum partea pe care vom lucra floarea. Ce facem acum? Ne urcăm în sus din nou, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Și voi intra în corespondența acestui prim ochi, prim picioruș scurt odată. De 2 ori. De 3 ori. Ori, a cincea oară, trage bine firele să fie egale, vom închide totul, vom face un ochi de lanț, cu atenție să nu strivim mijlocul, voi face trei ochiuri de lanț, pe care apoi le voi închide în corespondența aceluia și picioruș inițial cu fir alunecat, după care cu fir alunecat mă voi deplasa în piciorușul scurt cu numărul 2. Fir alunecat, voi lucra din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și prin corespondența acestui picioruș voi intra și voi forma din nou acest punct. Puf, 2, 3, 5, le voi închide împreună cu fir alunecat, voi închide totul cu un ochi de lanț
trei ochiuri de lanț, care voi închide cu piciorușa alunecată corespondența aceluiași picioruș, după care mă deplasez în piciorușul cu numărul 3, din nou, cu firul alunecat, urc în sus, trei ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi urma următorul punct, puf, 2, 3, 4, de 5 ori, voi închide totul, un ochi de lanț, 1, 2, alte 3 ochiuri de lanț, mă întorc corespondența aceluiași picioruș și închid și această petală cu fir alunecat, după care mă îndrept către următorul picioruș scurt. În felul acesta, deci voi lucra 2, 3, un număr total de 6 petale, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 ori, voi închide totul, 3 ochiuri de lanț, mă întorc la bază, în corespondența aceluiași picioruș, închid cu fir alunecat și merg mai departe, către piciorușul scurt cu numărul 5, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, firul pe croșet, voi forma punctul puf, 1, 2, 3, 4, 5, voi închide totul, 1, 2, 3, închid cu fir alunecat, corespondența aceluiași spațiu, iar acum mă deplasez către următorul și ultimul piciorul scurt, formând cea de-a șasea petală, s-au făcut cele trei ochiuri de lanț, iar acum mă voi întoarce, voi face punctul puf. Dată, cea de-a doua, cea de-a treia, 5, voi închide totul, 3 ochiuri de lanț, voi închide la bază, în corespondența acestui ultim picioruș, cu fir alunecat, voi scurta firul, felul acesta, vom ascunde capetele de fir de desubt și în felul acesta uitați-vă că am realizat floarea noastră aplicație. Eu sper să vă fie de folos acest scurt tutorial. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, apoi noi vom aranja bine, așa? Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un like, cu un scurt comentariu și, ca de obicei, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept în continuare alături de mine. La revedere, vă salută Tatiana!